Lăudat să fie Iisus Hristos! Dragi tineri din corul Juvenes, din Acțiunea Catolică, din Scout, din Asociația Studenților Catolici, dragi tineri însetați de valori adevărate, iubiți credincioși! De la începutul Sfintei Liturghii, pentru că am avut un moment de răgaz, am încercat să mă uit prin biserică și să citesc atmosfera și gândurile cu care ați venit la biserică în zi de duminică. Desigur, din start am eliminat ipoteza că ar fi o obligație. Cu siguranță toți am venit pentru că avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de hrană spirituală pentru viețile noastre, avem nevoie de lumină pentru a putea merge așa cum se cuvine pe cărările întortocheate ale vieților noastre. Cred că este punctul cel mai important de întâlnire în viața noastră, întâlnirea cu Domnul, aici, chiar în casa Lui. Iar cântecele și armoniile hendeliene cu care am început această Sfântă Liturghie, parcă deja ne-au introdus și mereu ne introduc într-o atmosferă de sacru. Nu mai suntem ca pe stradă, când putem vorbi orice și cu oricine. Nu mai suntem ca la cursuri, când ascultăm o prelegere și încercăm să luăm notițe, ci este o întâlnire ființială, ontologică, existențială cu Creatorul nostru. Adică această întâlnire trece dincolo de ceea ce auzim sau gândim și pătrunde până acolo unde numai Dumnezeu poate pătrunde. Și doresc să evoc citatul din Sfântul Apostol Iacob, atât de frumos, în care spune: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și pătrunzător mai mult decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până la despărțitura dintre trup și suflet. Nimeni nu știe unde există acest punct, dar până acolo pătrunde, până la întâlnirea dintre uman și divin. Ce bucurie să putem lua parte la această întâlnire cu Dumnezeu! Iar Biserica vine în întâmpinarea noastră și ne propune în două momente întâlnirea sa. Mai întâi cu cuvântul pe care El l-a inspirat, hagiografilor, cuvântul prezent în Sfânta Scriptură. Și am auzit trei lecturi luate din Noul și din Vechiul Testament, menite să ne ofere o hrană și să ne pregătească pentru întâlnirea, să spunem, solidă cu hrana trupului Său din Sfânta Eucaristie. Iar această duminică, în cadrul Evangheliei, am auzit un fragment din Predica de pe Munte. Este continuarea fericirilor care au fost proclamate duminica trecută. În continuare, Apostolul Matei trece de la o abordare personală a credinței la una comunitară, în care ne spune că trebuie, ca și creștini, să fim sarea Pământului și lumina lumii. Nu mai vorbește neapărat de interiorul nostru, ci de cum apărăm în mod public, cum manifestăm în public credința noastră. Pentru că nu e suficient doar să te rogi în camera ta, închizând ușa, și acest lucru este important, dar cum te manifesti în fața celorlalți, în fața altora, dacă sunt creștini sau necreștini, dacă sunt oameni care vin la biserică și au o credință pe care o alimentează sau care lasă la o parte acest segment esențial din viața lor. Și propune această dublă imagine a luminii și a sării. Creștinul trebuie să fie lumină, trebuie să fie sare. Și pe scurt aș dori să ne oprim asupra acestor două imagini. În lumea antică, sarea era extraordinar de prețioasă. Citeam un comentariu înainte de Sfânta Liturghie, se punea pe același talger împreună cu aurul, de o prețiozitate extraordinară. Tocmai pentru că nu doar dădea gust mâncării, cum folosim noi în general astăzi, ci și conserva alimentele. Fără această sare, alimentele nu ar fi putut rămâne și să-și păstreze proprietățile lor nutritive.
nu ar mai fi putut fi consumate și oamenii nu ar fi avut cu ce să se hrănească. Iar importanța sării era extraordinară. Evreii și toate popoarele din vechime și popoarele de astăzi din lumea a treia prețuiesc extraordinar sare. Noi care vedem peste tot în toate magazinele sare de vânzare, poate nu reușim să percepem valoarea ei. Însă când Mântuitorul a dat această comparație, această imagine, în mintea și în sufletele interlocutorilor săi, a prins contur această semnificație esențială pentru viață. Deci sarea conservă pe de o parte, pe de altă parte dă gust. Și aici e o problemă de dozaj. Când pui sare în mâncare, și aici intră măestria culinară a bucătarilor și bucătăreselor mai avansați în acest domeniu sau mai începători, înseamnă să dozezi foarte bine. Dacă pui prea puțină sare, va fi nesărată și nu o va gusta nimeni cu plăcere. Dacă pui prea multă, auzim la televizor, dăunează grav sănătății, consumul excesiv de sare. Așadar, e o problemă de dozaj. Așa este credința și viața noastră spirituală. Să reușești să împini toate lucrurile de pe acest pământ, toate căile pe care le parcurgi, tot ceea ce faci, studiu, mâncare, timp liber, rugăciune, să le împini așa fel încât viața ta să aibă gust. Și dacă are gust, atunci tu mergi pe drumul vieții tale plin de lumină. Iradiază din sufletul tău credința ca o lumină și ajută și pe ceilalți să simtă această energie pozitivă pe care o ai în tine și cu care parcurgi existența ta pământească. Sare a pământului. Apoi, lumina lumii. Ne spune Mântuitorul, nu se poate ascunde o cetate care e așezată pe munte. Este vizibilă din orice punct. Și îmi place că din ce în ce mai mult în localitățile diecezei noastre, păstorii au grijă ca bisericile să fie luminate și noaptea. De orice punct ai intra într-o localitate, într-un oraș, într-un sat, vei vedea biserica luminată mai mult sau mai puțin. Tocmai pentru că este o astfel de cetate luminoasă, așezată pe munte, pe muntele credinței, pe muntele sensului adevărat pe care îl poți obține în viața ta. Din orice direcție poți privi această cetate luminoasă, așezată pe munte. Așa trebuie, ne invită Mântuitorul, să fie credința noastră, ca o cetate așezată pe munte, nu ascunsă undeva, nu la marginea, periferia existenței noastre, ci să cuprindă esențial, acolo unde pătrunde și cuvântul lui Dumnezeu, despărțitura dintre trup și suflet, acolo să fie prezentă credința. Cum anume trăim noi darul credinței primit la botez? Cum îl alimentăm noi? Venim duminică de duminică la biserică, dar are un efect real? Dă gust liturghia pe care o celebrăm și la care participăm existenței și alegerilor noastre de fiecare zi? Putem spune după această sfântă liturghie că viața mea are un alt gust? Parcă l-am simțit pe Dumnezeu, am gustat din Dumnezeu? Pot spune eu acest lucru? Doar de noi depinde. Atmosfera se creează, atmosfera de sacru, Dumnezeu este prezent, e vorba de o alegere. Sare a pământului și lumină a lumii. E vorba de o opțiune fundamentală pe care fiecare creștin trebuie să o aibă în viață. Să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața proprie. Și aici aș dori să ilustrez printr-o imagine ideea pe care o enunț. De multe ori noi ne limităm să facem anumite lucruri care nu sunt cu adevărat importante în viața noastră și care nu dau neapărat gust existenței noastre. Sau dau gust, dar se termină imediat. Nu durează, nu se conservă acest gust divin. Vă invit să imaginăm o întâmplare. Cu toții cred că am văzut o cloșcă cu pui. Să presupunem că mama îi spune copilului mai mic pe care îl are în familie să adune puii
și să-i pună în țarcul pregătit, pentru că erau liberi. Ce va face copilul? Va alerga după primul pui pe care îl va găsi. Își va consuma toate energiile. Puiul, desigur, poate fi mai rapid sau mai încet, dar la un moment dat poate păți altceva, vine și cloșca, ca să-și apere puii și se repede la acest copil. Și copilul, într-o strădanie epuizantă, probabil va abandona, că nu va reuși niciodată să adune toți puii. Și atunci intervine mama cu înțelepciunea ei. Prinde cloșca, o pune acolo unde trebuie și cloșca va aduna toți puii. A pus mâna pe ceea ce era esențial și toate celelalte lucruri, toți ceilalți pui, toate celelalte existențe mai mici, toate vor veni și își vor căpăta, își vor regăsi locul pe care îl au, acolo lângă mama lor, lângă cloșcă. Este o imagine poate nu neapărat teologică, dar ne poate grăi foarte mult când noi procedăm asemenea acestui copil. La marginea existenței noastre încercăm să adunăm lucruri esențiale și parcă începem să obosim, luptând împotriva unui păcat, poate, împotriva unui viciu, împotriva unei tendințe care simțim că nu ne face bine. Și atunci vine Dumnezeu și ne spune să lăsăm la o parte acest lucru și să avem opțiunea fundamentală. Vino, întâlnește-te cu autorul vieții tale, cel care poate să strângă toate grijile cu care te confrunți, toate necazurile pe care încerci să le depășești pe acest pământ. Aici, în casa Domnului, aici, în întâlnirea cu Dumnezeu, vei face această opțiune fundamentală a binelui. Viața ta va căpăta sens. Vei primi sarea divină în sufletul tău, vei primi lumina cerească care te va ajuta să faci toate lucrurile așa cum trebuie, pentru că esențialul este deja împlinit. Când te-ai întâlnit cu Dumnezeu și l-ai în viața proprie, atunci toată viața ta va căpăta un sens și toate lucrurile se vor aduna și le vei pune în jurul lui Dumnezeu, care este stăpânul vieții tale. Să ne rugăm la această sfântă liturghie, ca Bunul Dumnezeu să ne dea mereu capacitatea de a alege lucrurile esențiale în viață. Să nu ne limităm doar la periferia existenței noastre. Lucruri esențiale care țin de raportul nostru cu Dumnezeu. Și atunci existența noastră va căpăta gust, va fi luminată de Dumnezeu și vom călători pe acest pământ bucuroși și fericiți că Dumnezeu ne este Tată și convinși că El vrea binele, mântuirea și fericirea noastră personală. Lăudați să fie Iisus Hristos!